Ziua Europei a fost marcată cu fast de autoritățile din Târgu Mureș. Manifestările derulate în prima parte a zilei de 9 mai au fost pregătite de instituția prefectului, Consiliul Județean Mureș, Primăria Târgu Mureș, Garnizoana Târgu Mureș. Au luat parte personalitățile civile și militare ale județului, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, ai partidelor politice, instituțiilor culturale, științifice și religioase, ai asociațiilor, dar și cadre militare, precum și veterani de război, elevi, studenți, reprezentanți mass media, evident, sute de cetățeni. Activitățile cultural-patriotice au avut loc pe platoul din fața Palatului Administrativ și au debutat cu prezentarea gărzii de onoare și a onorului militar ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, salutarea drapelului de luptă al Brigăzii 6 Operații Speciale Mihai Viteazul, trecerea în revistă a gărzii de onoare, salutarea acesteia și prezentarea oficialităților, apoi intonarea imnului național și a imnului Europei. A urmat bine cuvântarea și rugăciunea pentru poporul român, oficiată de părintele protopop și preotul militar al garnizoanei. Se călca turmele. Sănătate, la mulți ani. La mulți ani. Vă mulțumesc să trăiți. Sărbătorim astăzi Ziua Europei, moment de celebrare și de bilanț al unui proiect care a înregistrat cu fiecare an progrese pe care le simțim în societate și în viața fiecăruia dintre noi. Ziua Europei este o zi de sărbătoare pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre, pentru cetățenii care au investit împreună în proiectul unei Europe unite. Ziua de 9 mai reprezintă în egală măsură un moment important în istoria modernă a României, acela al câștigării independenței noastre ca stat național, precum și ziua victoriei asupra fascismului. Sunt aici militari din mai multe zone ale țării, sunt militari în primul rând de la Brigada de Operații Speciale de la Târgu Mureș, dar au venit și militarii de la Brigada din Bistrița, au venit și militarii de la Brigada de Vânători de Munte de la Miercurea Ciuc, sunt aici studenții Academiei Forțelor Terestre de la Sibiu, și sunt alături de veteranii de război, cei mai tineri militari ai Armatei Române, elevii liceului militar de la Alba Iulia. Ei se simt oarecum acasă, pentru că cei care cunosc istoria militară, o perioadă de timp, liceul militar de la Alba Iulia a funcționat la Târgu Mureș. Momentul important al câștigării independenței noastre ca stat național îmi oferă prilejul, atât mie, cât și președintelui Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, de a aduce un omagiu tuturor celor care au realizat acest act, punând bazele a ceea ce suntem astăzi. În același timp, ziua de 9 mai este data la care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai pustitoare conflagrații din istoria continentului european. Este de datoria noastră de a cinsti memoria soldaților care și-au dat viața atât pe teritoriul României, cât și în afara granițelor țării. La finalul ceremoniei au avut loc un exercițiu demonstrativ cu aeronave ale Aeroclubului României și un exercițiu de parașutare. În rest, publicul prezent în Piața Victoriei s-a putut bucura și de o expoziție de tehnică și armament din dotarea structurilor de apărare și ordine publică ale județului. Marmarii!